Bună ziua! Invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor este doamna Renate Weber, candidat ALDE la alegerile europarlamentare ce vor avea loc numai devreme de duminică. Bună ziua, doamna Renate Weber, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Mulțumesc și eu. Doar câteva zile ne mai despart, așa cum spuneam și în prezentarea de la început, până când românii vor fi chemați, practic, să-și aleagă viitorii europarlamentari. Cum se desfășoară aceste ultime zile de campanie la ALDE? Bine, noi suntem mobilizați pe diferite planuri, cum este și firesc. Adică o parte merg foarte, foarte mult și zilele acestea în teritoriu, pentru că o campanie, ca să nu zicem chiar din ușă în ușă, dar în orice caz mai la firul ierbii, este întotdeauna foarte importantă. Pe de altă parte, suntem alții care acum suntem mai ales în zona aceasta de comunicare prin intermediul, iată, al interviurilor, că sunt online sau sunt în direct, radiouri, televiziuni. Da, am făcut și eu campanie la firul ierbii și chiar vreau să vă spun că m-a încântat. Deci eu m-am încărcat cu energie până la alegeri categoric, pentru că a fost nemaipomenit. Eu mi-am instalat tabăra, ca să zic așa, la Bistrița și de la Bistrița am făcut practic județele din Transilvania. Deci v-ați 10 întâlnit zile, cu am stat acolo. Da, pe sigur teren. Că... Ce vă spun oamenii? O să vă spun că am fost extraordinar de plăcut, surprinsă, pentru că am constatat că mai multă lume decât aș fi crezut, chiar e interesată, chiar știe câte ceva, dar are nevoie de mai multe informații să înțeleagă. Oamenii au întrebări și au idei. Asta mi s-a părut cel mai formidabil, că au idei și de proiecte locale, unde cred că, într-adevăr, ți-e mai mare dragul să poți să-i ajuți, inclusiv în atragerea de fonduri europene, pentru că vor să le folosească foarte eficient și cu multă inteligență. Vă spun că peste tot și chiar am făcut, adică am fost și în zona urbană, în orașe mari, în capitalele de județ, dar am făcut efectiv și sate, comune și am fost foarte plăcut impresionată de întâlnirile pe care le-am avut. E adevărat că mie îmi place să stau de vorbă cu oamenii și atunci nu stăteam așa 5 minute și plecam. Nu, stăteam cu orele, mă pierdeam, așa. Și da, pentru că oamenii au întrebări, mie îmi plăcea să le povestesc, să înțeleagă, îi vedeam realmente interesați de noutăți. Vă exprimau și anumite nemulțumiri, da, legate poate de situația politică din România? Cred că la un moment dat erau un pic obosiți de toată asta. Adică pe ei, acolo, la firul ierbii, mai puțin îi interesează certurile, gâlcevile. Își dau seama că astea, și dezbinarea mai ales, că astea afectează în general administrarea unei țări. Dar marile, într-adevăr, nemulțumiri erau legate de cât de dificilă este accesarea fondurilor europene, de cât de excesiv birocratic este acest proces, de faptul că în România am ajuns să trăim o situație absolut neîntâlnită în altă parte, unde dacă nu depui un document care și așa este excesiv, trebuie să vii cu alte două, trei justificative de ce nu îl depui pe ăla. Și sigur, mie și mie ciudă că văd comparativ cu alte state unde e un dosar minimal pe care cineva trebuie să-l facă să acceseze fondurile, la noi trebuie să te duci cu tomurile de... Birocrația ne omoară. Da, birocrația ne omoară și e mare păcat pentru că țara asta are nevoie de bani. Cum spuneam și la început, dumneavoastră sunteți unul dintre candidații de vârf ALDE pentru Bruxelles. Ce vă propuneți pentru un nou mandat la Bruxelles? Urmăresc cu foarte mult interes ce se întâmplă în zona europeană și am cumva așa o presimțire că în mandatul acesta s-ar putea, sub presiunea noii compoziții a Parlamentului, să se discute un pic și rescrierea tratatelor Uniunii. Și gândindu-mă la asta, e pentru prima dată când gândesc foarte serios că mi-ar plăcea să fiu în Comisia de Afaceri Constituționale, pentru că dacă într-adevăr se vor face astfel de dezbateri, aș vrea să fiu acolo. Dincolo de asta, care e mai mult sau mai puțin un exercițiu teoretic, eu îmi propun să continui ce am făcut
în sensul în care pe mine mă interesează foarte mult cum evoluează piața muncii, cum ne pregătim pentru o nouă dimensiune, dacă pot să spun așa, a dezvoltării, pentru că revoluția digitală e o realitate despre care probabil că nu știm încă nici 10%, necunoscutul e acolo, dar trebuie să ne pregătim pentru asta. Aș vrea să văd în România programe de formare și în sistemul acesta de școală, dar și după aceea în învățarea pe tot parcursul vieții, pentru că oamenii trebuie să fie pe piața muncii. Mă interesează foarte mult, sigur, că dar ce se întâmplă cu românii care continuă să trăiască în străinătate, să muncească acolo. Eu, sincer vă spun, nu sunt fericită că atât de mulți au ales să plece din România, dar până la urmă, dacă asta a fost decizia lor, eu nu pot decât să o respect și cred că eu, ca politician responsabil, trebuie să mă asigur că drepturile lor sunt respectate. Deci vreau să păstrăm legătura cu comunitățile din diferite state membre și imediat să ni se aducă la cunoștință când apare chestiune care poate fi considerată discriminatorie sau un abuz. Și sigur că da, o să mai fie multe discuții, sunt convinsă, pe ceea ce ține de fenomenul migrației, unde iarăși am propriile mele idei și propriul meu fel de a vedea lucrurile și mă explic. Noi în Europa, și unde nu se discută în Europa, deci eu am încercat în mandatul ăsta să provoc dezbateri pe tema asta și deocamdată lumea fuge cu lașitate, vine să spun. Există o corectitudine politică, probabil, care îi împiedică să se exprime liber, dar lumea îmi dă dreptate. Și explic acum despre ce e vorba. Noi știm de decenii că populația europeană îmbătrânește. Asta este o realitate. Și ni s-a spus tot timpul că, dat fiindcă îmbătrânește, avem nevoie de forță de muncă din altă parte. Continentul nu mai e în stare să ofere această forță de muncă. Nu este nici măcar asta întru totul adevărat, pentru că șomajul e încă destul de mare în Uniunea Europeană. Dar acum suntem confruntați cu această nouă revoluție tehnologică. Digitalizarea, robotizarea, inteligența artificială au făcut deja ca munca pe care înainte o depuneau 20-25 de oameni a să fie făcută de 2 oameni, 3 maxim. Și asta s-ar putea să mai schimbe. În condițiile acestea, eu îmi pun întrebarea, oare nu e momentul să gândim asupra viitoarei politici de migrație în Uniunea Europeană? Pentru că dacă aducem forță de muncă, noi suntem și responsabili pentru oamenii aceia să se integreze, dar să și aibă un loc de muncă. Și dacă noi ne trezim că în 5 ani, în 6, în 7, forța aia de muncă este în plus, ne dăm seama că acolo se vor acumula frustrări și nu știi la ce poate să ducă așa ceva. Deci eu tot vreau să provoc astfel de dezbateri la nivelul Uniunii. Eu mai degrabă intuiesc fenomenul acesta și mi se pare foarte normal să trecem inclusiv la niște studii. E un fenomen care nu poate fi lăsat la voia întâmplării. Și prea multe le-a lăsat Uniunea așa. Terorismul este o temă, poate terorismul fi o temă de dezbatere? Este o temă, da. Știți mai ales în ce sens? Noi am avut și o comisie specială temporară în acest mandat, care chiar cu asta se ocupa, cu analiza felului în care statele membre au reușit să coopereze între ele în combaterea terorismului. Mai corect spus, felul în care statele membre nu au colaborat între ele în combaterea terorismului. Ori asta este inadmisibil, pentru că noi am avut victime omenești în mai multe state și constatăm după fiecare atac că unii sau alții aveau niște informații, dar pe care nu le-au împărtășit celorlalți. Suntem o uniune sau nu suntem o uniune? O uniune presupune nu doar cooperarea prin intermediul agențiilor care există, Frontex, Eurojust, ci inclusiv bilateral, multilateral, între toate aceste agenții de inteligență. Aducerea unei forțe de muncă străină în România, pentru că știm că suntem deficitari în multe domenii, practic ne-au plecat foarte mulți specialiști, din păcate, crește fenomenul terorismului în România sau l-ar putea aduce
Nu, nu. Adică eu niciodată n-aș pune nici măcar semnul echivalenței sau nu m-aș gândi la vreun risc atunci când îmi aduc forță de muncă din altă parte a lumii, pentru că poți să ai alte fenomene pe care sociologii le știu. Ai fenomenul de anomie până se integrează și el poate să vină cu anume manifestări mai violente. Poți să ai fenomenul de respingere din partea comunității în care acei muncitori vor să penetreze și să se integreze. Adică sunt foarte multe alte aspecte, nuanțe importante, care și ele, evident, trebuie controlate. Dar nu m-aș duce cu gândul la, dacă ne aducem forță de muncă din altă parte, crește riscul terorismului. Nu. Și sunt comunități, după cum vedem și în alte state membre, foarte numeroase de muncitori care provin din afara spațiului UE și nu în acele comunități s-au întâmplat problemele. Cum arată Uniunea Europeană, în opinia dumneavoastră, acum, față de cum arăta, să spunem, acum 5 ani, poate 7? Față de acum 5 ani nu e neapărat diferită. Față de acum 10 ani însă, da, eu o văd diferită. Era o perioadă de timp, perioada în care noi am devenit membri, 2007, mi-aduc aminte anii aceia, 2007, 8, 9, era o uniune clar în care se mai simțea bunăstarea, criza a lovit în 2008 mai încolo, se simțea bunăstarea, era acolo unde e bunăstare, e multă toleranță. Era, cum să vă spun, lumea se bucura că trăiește și atunci vroia ca și vecinul să trăiască bine. Din momentul în care a venit criza și s-au pierdut locurile de muncă, atunci a început fenomenul acela a găsirii unui țap ispășitor. Și bineînțeles că țapii ispășitori, primii, cei mai la îndemână, au fost cei din afara Uniunii, dar ați văzut foarte bine că, de fapt, românii și bulgarii, multă vreme, au fost și ei țapi spășitori. Toată nebunia care s-a întâmplat în Marea Britanie a plecat și de la cele mari manipulări sau s-a bizuit pe cele mari manipulări care spuneau noi așa cum o să vină românii hoarde și hoarde și ce o să fac acolo. În vreme ce existau studii și există și acum care arată că noi am contribuit enorm la bugetul Marii Britanii și ei de fapt ne sunt recunoscători pentru asta, dar când vor extremiștii să manipuleze, să știți că se leagă de absolut orice și dacă nu au de ce, inventează. În acest zi, cu alegerile europarlamentare, va avea loc și referendumul pe justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis. Știu că ALDE a anunțat că, practic, nu participă la referendum. În acest caz, cum credeți că vom trage linie duminică seara, va trece sau nu referendumul? Eu sper din suflet să nu treacă și când spun sper, mă refer la substanța acestui referendum. Nici măcar nu mă mai duc cu gândul la interesele electorale ale președintelui. E foarte urât din partea lui că folosește un joc meschin până la urmă, dar, vedeți, i-ați pus referendumul pe justiție. Nu, el nu este un referendum pe justiție, pentru că întrebările de acolo n-au de fapt de-a face cu justiția. În primul rând, dacă domnul Klaus Iohannis considera că era o temă importantă, nu s-o putea să facă până acum un astfel de referendum, că nu l-o prea nimeni. Faptul că a ales să-l facă odată cu alegerile pentru Parlamentul European mi-arată clar că a vrut să fure startul pentru campania electorală în care simte că a intrat deja. Dar întrebările sunt atât de prost formulate încât dânsul a reușit, eu nu știu cine i-a făcut pe cuvânt, nu înțeleg cine le-a gândit, cum a putut să-i pună așa ceva pe o bucată de hârtie și cum a putut dânsul, citind, să spună da. Pentru că sunt două întrebări și vom avea două buletine de vot, dar fiecare întrebare are mai multe ipoteze. Prima are 3 ipoteze, a doua are 4 ipoteze. Mie mi se pare că e o insultă să-mi cer să vin la un referendum, să-ți răspund cu da sau nu,
la o întrebare, repet, are trei ipoteze. Deci, în momentul în care pun în aceleași oală, ca să zic așa, amnistia și grațierea, care grațiere poate să fie individuală, poate să fie colectivă, de-aia spun că sunt trei ipoteze. Când faci așa ceva, eu ce să înțeleg? De ce o faci? A, pentru că de partea asta s-a discutat multă vreme. S-a discutat, niciodată n-a existat un proiect pe masa guvernului pentru amnistie și grațiere. Deci numai pentru că s-a discutat, tu răspunzi cu o monedă la fel de nefericită. Nu, la un referendum nu se face așa. A doua întrebare, ce este și mai abracadabrantă, pentru că are atât de multe ipoteze. Eu am fost întotdeauna împotriva ordonanțelor de urgență în general, pentru că am constatat că fiecare guvern a abuzat de ele, pur și simplu, dar de la primul guvern, credeți-mă. De când au prevăzut asta în Constituție, toate guvernele au abuzat. Și mie nu mi se pare normal. Suntem o democrație reprezentativă, eu vreau dezbatere în Parlament. Dar felul în care le pune, deci odată dacă le vrem pe justiție, pe coduri, și cine să le atace la Curtea Constituțională. Deci chiar, credeți-mă, mie mi se pare că sunt niște întrebări făcute de niște oameni foarte slab pregătiți, ca să mă exprim civilizat. Dar este nevoie de un referendum pe justiție? Așa cum se află justiția astăzi, avem nevoie de un referendum? Nu. Poate nu cu întrebările astea, sau poate nu... Nu. Justiția trebuie lăsată în pace. Adică eu vreau să nu existe niciun control politic asupra justiției, dar niciun control nici al serviciilor de informații asupra justiției, dar nu vreau nici măcar control prin vorbe, sigur că da, din partea unor lideri europeni care spun ei ce ar trebui să facă justiția în România, nu. Eu vreau să respectăm această independență a judecătorilor. Justiția este în mâinile judecătorilor, nu ale procurorilor. Procurorii, chiar dacă se bucură de o largă autonomie, că, mă rog, chiar independență nu este, dar este o largă autonomie, ei trebuie să înțeleagă că ei sunt altceva, ei funcționează până la urmă pe ideea aceea de avocat al statului. Și ar mai trebui să și respecte prevederile constituționale, cu siguranță unii dintre ei le respectă, că ei, de fapt, nu vin să acuze cu orice preț. Ei trebuie în același timp să ocrotească și drepturile și libertățile, pentru că de-aia sunt ei Ministerul Public. Dar nu avem nevoie de o restructurare a justiției, pentru că am văzut că au fost multe cazuri și ne amintim numai la Ploiești ce s-a întâmplat. Nu e vorba de restructurare. Deci eu cred că noi în acest moment avem mecanismele în România ca lucrurile să funcționeze bine. Adică instituțiile există. Problema e că instituțiile sunt populate cu oameni și dacă oamenii au ei înșiși alte interese și din păcate nu sunt independenți, ci sunt alții în spatele lor care îi manevrează, atunci avem o problemă. Dar să ne înțelegem, Consiliul Superior al Magistraturii nu degeaba este prin Constituție garantul independenței. Această inspecție judiciară, deci cea care se poate uita pe comportamentul unor și altora, este lângă acest Consiliu Superior al Magistraturii. Trebuie lăsată această inspecție să facă anchetele pe care le are de făcut într-un mod independent, fără ca cineva să vină să-i spună ce. Cineva, nimeni. Nici din CSM să nu vină, nici din zona politică, nici din zona SRI sau alte zone de servicii. Și nici să nu fie șantajați de procurori. De fapt, nici nu e frumos să acuz toți procurorii, pentru că șantajul a fost din partea DNA. Aduceți-vă aminte că noi am trăit în România o situație abracadabrantă în care CSM, prin inspecția judiciară, vroia să vadă începea anchete disciplinare privind-o pe Laura Codruța Chioveși sau alți din procurori din DNA, în vreme ce aceștia la rândul lor deschideau dosare penale judecătorilor și procurorilor din CSM. Iertați-mă, dar ăsta e șantaj pe față, nu se poate așa ceva. Iar astea le-am aflat după ce doamna Chioveși a fost revocată, nu înainte. Adică doamna aceasta a reușit într-adevăr să ducă abuzul pe o culme pe care nici măcar eu n-am intuit-o. Eu ce văd acum
mă surprinde mult mai mult decât imaginea pe care o aveam eu la un moment dat și care nu se baza pe documente. Deci, instituțiile acestea funcționează, da, iarăși ceva ce nu m-aș fi gândit niciodată. Deci, eu n-aș fi crezut că putem trăi în România momentul sau momentele în care să vedem că două președinte ale înaltei curs de casație și justiție, și Livia Stanciu și Cristina Tarcea, nu au respectat legea din România la compunerea acelor complete. Nu se poate așa ceva. Ce e aia că am interpretat eu că 14 al 5-lea îl pun de la mine? Păi pe al 5-lea l-ai pus din cauza protocoalelor secrete și nu știu a căror jurăminte pe care probabil vi le-ați făcut, așa precum nu știu, ordinele secrete față de un serviciu de informații. Inadmisibil așa. Ați amintit de Laura Codruța Chioveși și ce se mai aude de... Nimic nu se mai aude. La Bruxelles. De no, e campanie electorală până nu se va stabili noul parlament. Nimic nu se va mai întâmpla. Noul parlament, vom vedea, depind toate lucrurile, depind de viitoarea compoziție. Se vor relua discuțiile în noul parlament? Păi va trebui să se formeze o nouă echipă de negociere. Deci, practic, să reia pentru că așa de prost e făcut regulamentul privind procurorul public european. Da. Deci nu o să se mai reia, cred, votul nici în Consiliu, nici în... Mai ales Consiliul are continuitate. Nici în Parlamentul European, doar cred că procesul de discuții, de negociere și să vedem până la urmă cine și cum va ceda. Nu știu să vă spun. Pe final, aș vrea să discutăm și despre un alt moment important al acestui an. Ați amintit și dumneavoastră de la Dinauri, alegerile prezidențiale. Am văzut că domnul Liviu Dragnea astăzi a spus că duminică seara PSD va anunța candidatul la prezidențiale. Ce știe ALDE? S-au purtat discuții pe această temă. Va fi un candidat al coaliției? Deocamdată asta știm de la domnul Liviu Dragnea, ALDE încă nu s-a poziționat. E o declarație, cred, temerară, pentru că noi tot ce știm este că după alegeri ne vom aduna, adică, mă rog, conducerile celor două partide și vor discuta care este cea mai bună opțiune pentru prezidențiale. Acum, dacă domnul Dragnea zice că le anunță numai bazându-se pe rezultatul de la alegerile parlamentare, cred că e o abordare ușor superficială, pentru că nu se bazează pe toate celelalte elemente care, în mod normal, ar trebui să le aibă în vedere. Pentru că aici e vorba și de capitalul de încredere al potențialului candidat, e vorba și de capacitatea acelui candidat de a ajunge în turul 2 și mai ales de șansa lui de a învinge în turul 2. Deci ALDE nu știe nimic de acest anunț? Nu, eu cel puțin nu știu. Nu. Ultimile discuții clare pe care le-am avut, inclusiv cu președintele Dăriceanu, era că numai după alegerile din 26 mai, cei doi se vor întâlni. În funcție și de rezultate? Rezultatul din alegeri este doar o parte, cred eu, din ansamblu de lucruri la care trebuie să te gândești atunci când decizi cu cine să mergi la președinție. Nu să mergi, să câștigi. Pentru că așa, dacă te arunci în luptă numai de dragul de a încasa, nu e neapărat ce trebuie să-ți propui. Eu credeam că, și încă mai sper, că aici e vorba de dorința de a câștiga președinția României. Știm că domnul Tăriceanu a anunțat de multe ori că dânsul este pregătit să se implice în această luptă. Și noi așteptăm rezultatul alegerilor. Este și pregătit și, ca să fiu foarte sinceră, văd că există și o așteptare din partea electoratului. Și eu personal cred că ar fi un foarte bun președinte, nu doar un foarte bun candidat, un foarte bun președinte pentru România, pentru că eu nu l-am văzut niciodată pe domnul Tăriceanu acționând altfel decât în mod democratic. Și asta pentru mine este esențial. Știți, mă mai întreba cineva în urmă cu mulți ani, nu chiar așa de mulți, cred că era în perioada când era cu suspendarea președintelui Băsescu sau între și m-a întrebat ce aș dori eu, care ar fi principala condiție pe care aș pune eu pentru un candidat la președinție și pentru un viitor președinte.
Și mi-a venit atunci imaginea aceasta și formula și o repet astăzi. Aș vrea să simt că îi curge democrația prin vene. Pe cuvânt. Și mie, eu asta simt când ori de câte ori lucrez alături de Călin Popescu-Tăriceanu, ori de câte ori îl văd interacționând, fie cu colegi din mediul politic, fie cu inclusiv cu parteneri din afară, dar fie și cu oamenii simpli, normali. Deci, omul acesta este un democrat. Țara asta are nevoie de așa ceva. Doamna Renate Weber, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Mult succes duminică! Mulțumim!